Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o etalare pentru ziua de miercuri, 8 februarie. Să vedem ce energii sunt pentru fiecare zodie în parte, în planurile importante. Mulți dintre voi visați la primăvară, veți primi niște vești. Pot veni niște vești foarte bune care să vă aducă niște rezultate, practic. Vă vin veștile care le așteptați. Poate fi vorba despre un succes într-un demers al vostru, poate fi vorba și de recunoașterea meritelor, ar fi să iei un examen. Poate veni un rezultat pozitiv, o veste bună, un răspuns pozitiv la o problemă care te preocupă. Haideți să vedem în funcție de zodie cum va fi ziua de miercuri, 8 februarie. Într-adevăr, poate că vă gândiți deja la dragoste, la primăvară, vă exprimați recunoștința. Aveți motive de a sărbători, poate că aveți ceva sau pe cineva de sărbătorit, aveți o senzație profundă de pace interioară, de fericire. Vă simțiți răsplătiți din punct de vedere profesional sau personal. Poate apărea și o logodnă pentru unii dintre voi. Puteți primi niște vești, veți avea grijă poate mai multă de voi, de aspectul vostru, vă veți bucura poate mai mult de viață, veți încerca să vă destresați, să vă liniștiți, să vă bucurați de momente de succes. Posibil și că veți face vreo alegere. Haideți să vedem. Pentru zodia Berbec. Vedem pentru zodia Taur. Vedem zodia Gemeni. Zodia Rac. Zodia Leu, Zodia Fecioară, Zodia Balanță, Scorpion, Sagitător, Capricorn, Vărsător și să vedem și zodia Pești. Să vedem întâi și întâi cu berbecul, cum va fi cu berbecul. Wow! Berbecii au niște îndoiel, niște clarificări de făcut cu cineva, cineva dintr-un semn de apă. Puteți afla și de cineva care trece printr-o supărare, printr-o tristețe, dar există o îmbunătățire, o speranță. Cumva cauți o clarificare, o claritate în ceva, scapă ceva, să zic cu alte cuvinte, de aceea aveți niște îndoieli. Aveți niște îndoieli legate, poate și de un bărbat. Un bărbat din familie, poate fi un bărbat respectabil, un bărbat matur, un bărbat vesel, un bărbat prietenos. Dacă aveți un partener, poate fi vorba de partenerul vostru. Voi aveți poate niște îndoieli asupra acestui bărbat. Sunteți indeciși să vă întâlniți cu el, să îl iertați sau nu știți dacă acesta vrea să nu știți ce simte, nu știți ce vrea. Nu știți ce se întâmplă cu această persoană. Cumva vă simțiți într-un blocaj în această relație. Vă preocupă această persoană sau vă doriți să clarificați ceva cu această persoană. Bărbați, poate și dintr-o zodie de apă. Pentru zodia Taur, zodia Taur are o zi în care ai nevoie să-ți realizezi visele, cauți mijlocul prin care să-ți găsești echilibru, să-ți realizezi visele și chiar se poate realiza.
Cumva te îndrăgostești sau ești într-o îndrăgosteală, practic, și simți din plin această îndrăgosteală, cumva decantezi, asculți ce spune și unul și altul, cer sfaturi, confrunți ce auzi de la ceilalți cu ceea ce știi tu, cu ceea ce vrei tu, până găsești soluția cea mai bună. Îți iei timp, poate, ca să-ți iei o decizie, să-ți analizezi sentimentele, poate vrei să pleci într-o vacanță, te trezești cumva la viață, cumva descoperi că ai un har, un talent, cumva te dezgheți, cumva încerci să calmezi o situație, sper la o împăcare, poate, sper la o înțelegere, la o iertare cu cineva. O nouă dragoste cumva se naște în sufletul tău sau poate chiar apare o speranță de un sarcină, de un copil sau de o împăcare cu cineva. Pentru zodia Gemeni, voi aflați niște secrete, veți avea o iluminare, cumva lăsați deoparte preocupările, veți încerca să vă înfrângeți temerile, să înțelegeți o situație. Vă bazați poate și pe intuiție. Familia, copiii pot juca un rol important pentru voi. Puteți avea de-a face cu persoane delicate, sensibile, drăguțe, romantice, fascinante. Aici poate fi vorba de un cuplu sau fată, băiat, pot fi aici un cuplu de tineri, poate, cu care voi vă întâlniți, care vă dau o bucurie, sau nepoți. Poate apărea pentru voi poate și o nouă relație, sunt noi proiecte la care lucrați, văd că, de care voi vă simțiți foarte apropiați sau poate apărea și vești de naștere a cuiva, de copii, de o sarcină, vă simțiți cumva drăguțe, materne, să zic așa, foarte creative, foarte visătoare, poate că aveți și niște preocupări, nu puteți dormi pentru că lucrați la niște proiecte noi, vreți să schimbați ceva, să faceți ceva, să vă învingeți niște temeri. Mai studiați, poate mai învățați sau îi ajutați pe copii. Pentru zodia Leu, voi aveți niște întâlniri poate importante, niște vise, dragoste chiar. Puteți avea o întâlnire, un acord, o împăcare. Vedeți că aveți de-a face și cu o persoană foarte cultă, foarte carismatică, foarte talentată. Veți avea niște întâlniri cu o persoană care vă învață multe, la care aveți multe de învățat. Un expert, poate fi și un expert într-o anumită profesie, într-un anumit domeniu. Cumva sunteți foarte îndrăgostiți, să zic așa. Sau vă veți îndrăgosti, veți avea niște oportunități. Poate să vă îndrăgostiți, să faceți ce vă place, să faceți chiar un contract, un parteneriat, cumva vă veți bucura de ziua de miercuri. Și pentru zodia Fecioară, la zodia Fecioară, voi aveți și voi o foarte bună intuiție, o revelație. Vă veți încrede în intuiția voastră, veți reflecta cu mai multă atenție la o decizie pe care poate trebuie să o luați sau la o inițiativă. Nu vă grăbiți, vă bazați pe intuiția voastră, veți avea niște viziuni noi, niște revelații noi, aflați niște secrete sau chiar aveți vreo întâlnire secretă, aveți vreo dragoste secretă, vă atingeți o țintă, sunteți foarte puternici, foarte determinați, nimic nu vă poate opri. Cumva veți avea mai mult curaj și aveți niște vise pe care vi le puteți împlini, veți lua o decizie, pot apărea și niște evenimente, drumuri de făcut, lucruri foarte schimbabile, să zic așa, și atunci va trebui să luați o decizie înțeleaptă, dar nu vă va putea nimic împiedica să vă atingeți obiectivele. Și puteți avea și o discuție, poate în contradictoriu, cu o persoană mai matură. Sau cu această persoană veți avea ceva de la ea de învățat. Pentru zodia Balanța, ascendent Balanță, voi aveți cumva ceva de clarificat cu propriul ego, cu propria persoană, pentru că vă simțiți cumva într-o capcană, dar poate fi doar o iluzie. E mai mult faptul că dați voi importanță unor lucruri materiale prea mult. Și astfel riscați să pierdeți fie o prietenie, fie să vă blocați într-o situație. Și cumva e o zi în care văd că mai reflectați. Vă ajută și o persoană, poate dintr-un semn de foc,
O persoană care este drăguță, îndrăgostită sau iubitoare, o persoană care este foarte intuitivă, o persoană care, sau semn de apă, văd aici poate o persoană mai blânduță, o persoană care e gata să vă ajute, să vă dea un sfat, să vă arate unde greșiți. Trebuie să nu mai amânați ceva, cumva trebuie să clarificați ceva. Aveți o dificultate, poate puteți avea și poate vreo concurență, vreo rivalitate sau vreo discuție puțin în contradictoriu, pentru că creați o confuzie sau nu-i dați un răspuns. Cumva aici, cumva poate fi o zi în care poate apărea o ceartă, o discuție sau poate apărea chiar o problemă, o dificultate. Acum, fie pe sănătate, fie pe vreme, fie pe niște întâlniri care le aveți voi, puteți afla și de cineva care e bolnav sau să nu vă înțelegeți cu cineva, pentru că nu aveți nevoie parcă de un ajutor, poate fi legat de sănătatea voastră, mai depinde, sau de sănătatea unui copil. Cineva are nevoie cumva de un sprijin. Cumva voi riscați ceva, să zic așa, vă riscați puțin sănătatea, din orgoliu, poate, vă riscați poate sănătatea sau riscați să intrați într-un conflict cu cineva, să faceți vreo neplăcere cuiva și apoi să vă pară rău. Pentru zodia, cred că am zis bine, sau le-am sărit, Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Scorpion, cred că eram la Scorpion, deci cred că am sărit puțin peste o zodie, da? Zodia Berbec, zodia Taur, zodia Gemeni, zodia Rac, zodia Leu, deci la Leu a fost cea cu înțelepciunea și nu la Fecioară, și la Fecioară este ceea ce am spus aici, că poate fi ceva pe neașteptate din cauza unei alte persoane. Deci ce am spus la Balanță este valabil pentru zodia Fecioară. Și la zodia Balanță, la zodia Balanță poate avea o schimbare, o noutate, un succes chiar. În ciuda unui stres, văd că veți cere ajutorul, poate, vreți să vă clarificați ceva, să vă împliniți niște vise, poate și cu ajutorul cuiva sau ajutați voi pe cineva. Puteți avea un succes, poate fi o zi în care puteți fi răsplătiți sau are legătură și cu familia. Cumva voi aveți de lucru mult și cereți și sprijinul familiei, vă urmați visele, puteți primi un ajutor magic, să zic așa, vă urmați destinul vostru, aveți o bună intuiție, o bună stare de spirit, sunteți într-o armonie cu voi și cu cei din jurul vostru, chiar dacă sunteți poate într-un stres, vă mai și odihniți, vă refaceți forțele, poate chiar vă gândiți la vreo vacanță sau vă gândiți să vă ocupați și de niște chestiuni personale care vă fac vouă plăcere. Dragostea poate fi și ea pe primul plan la voi sau ceea ce iubiți voi, studiile, cumva faceți niște schimbări pozitive, fără să vă grăbiți, depășiți cu bine, deci dacă ați avut momente dificile, pare că ziua de miercuri vine cu o schimbare mai pozitivă, cu o însănătoșire, poate. Pentru zodia Scorpion, vă puteți aștepta la o reușită, poate și prin intermediul unor copii, unor tineri, văd aici un cuplu, sau voi împreună cu partenerul, văd aici că puteți avea o speranță, o nouă șansă, un job bun, niște vești bune, o colaborare bună, o călătorie, un succes care poate veni și legat de profesie, carieră, vin niște vești bune legate de o promoție sau poate legat de o bursă de studiu sau de recunoașterea unor merite. Veți fi poate mai active, vă veți strădui mai mult să vă meritați premiul, să zic așa, sau banii ce vă vine, ce răsplată vă vine pentru. Zodia Săgetător poate avea o schimbare pozitivă, vi se face dreptate, cumva vă distrați, vă jucați, cumva voi sunteți, vă găsiți prioritățile, vă inventați noi priorități.
faceți niște schimbări pozitive. Văd că aveți aici, poate și legat de justiție, poate legat și de karma voastră, cumva se curăță, se îmbunătățește. Cumva văd că aveți niște proiecte noi de care vă ocupați, aveți niște reușite, niște daruri, niște cadouri. Veți fi mai calm, poate. Veți analiza cu mai multă atenție niște detalii și veți învinge niște dificultăți, luați o decizie corectă și obiectivă pentru a vă schimbare, poate. Cumva nu mai amânați ceva, cumva un noroc neașteptat sau o acțiune a voastră neașteptată vă poate schimba ceva în bine, vă dă o nouă oportunitate, o nouă șansă, poate apărea chiar o călătorie, poate apărea o mașină, poate apărea ceva prețios pentru voi, o schimbare pozitivă, care poate veni și legat de străinătate, din străinătate, din vești. Pentru zodia Capricorn, ascendent Capricorn, voi aveți aici o problemă poate de sănătate, o tristețe, o teamă, poate că e o teamă și mai cam nefondată, poate că ați trecut printr-o neplăcere, dar asta nu trebuie să dramatizați, văd că puteți avea ajutor din partea unui tânăr, cineva vă ajută sau chiar voi trebuie să acționați, să nu mai stați în această stare, trebuie să vă vindecați, trebuie să depășiți o dificultate, trebuie să vă ridicați din propria cenușă, să vă reinventați, să zic așa. Poate apare chiar o relație nouă, poate fi o nouă șansă, o vindecare, un copil, văd că joacă poate un rol important. Pentru zodia Vărsător, și la voi văd că joacă un rol important, copiii vin și te schimbă și pentru voi. Este momentul să acționați, nu trebuie să aveți teamă, trebuie să vă gândiți cu speranță la primăvară, cu speranță la viitor, pentru că sunt posibilități de a vă îmbunătăți ceva, de a schimba ceva în bine, chiar să aveți un câștig chiar neașteptat, sau un sfat sau un ajutor al altora, un proiect care poate avea succes, o dorința voastră, poate veni o schimbare fericită față de ceea ce a fost, o noutate, vă vin vești așa, dar copiii pot juca un rol important, prietenii buni din trecut, văd că primiți vești de la prieteni din trecut, ajutor sau vă revedeți cu ei, vă aduceți aminte de lucruri plăcute, căutați să vă aduceți aminte de lucrurile plăcute, să le aduceți în actualitate, să reînnoiți prietenile vechi. Și pentru zodia Pești, așa în Pești, poate fi o zi în care și voi vă puteți îndeplini niște dorințe, puteți primi un ajutor, un sprijin. Copiii pot juca un rol important, poate aveți și o clarificare de făcut cu cineva, cu o persoană mai tânără, optimistă și entuziastă, creativă, plină de energie. Este timpul să vă urmați visele, să vă gândiți la lucruri mai importante, mai mărețe, să vă simțiți liber să fiți mai creativi. Vă puteți realiza așadar orice lucru vă doriți, asumându-vă controlul propriei vieți, pentru că sunteți în gradul să manifestați ce aveți nevoie să creați pentru a avea succes. Trebuie să fiți pregătiți sau să cereți și sfatul unui profesor, unui specialist, unui expert. Puteți avea parte și de un control, poate, că veți duce la un control, la medic, spre exemplu, și asta vă dă o stare de spirit pozitivă, vă reface sănătatea. Pentru unii dintre voi poate apărea și vestea de un copil sau pentru alții poate să fie și că veți cunoaște o persoană importantă cu care faceți un parteneriat, un acord, vă învață ceva sau chiar vă puteți îndrăgosti pe neașteptate. Cam astea sunt mesajele care sunt pentru ziua de miercuri, așadar 8 februarie. Sper să aveți o zi minunată, binecuvântată pe toate planurile. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!